Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți Transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la o evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte de a ne întâlni pe Domnul? Cum a fost acel moment de chemare la evanghelizare și cum a decurs de atunci încoace? Am terminat facultatea de construcție în Timișoara în 82 și cum era pe vremea aceea, am primit o repartiție în zona Caransebeșului, o mare lucrare hidrotehnică, Bistra Poiana Mărului, unde am început lucrul în 82. Pe șantier unde am lucrat undeva care la este turnul... secretul în construcții? Și Dumnezeu ne-a construit pe noi din nimic. Da. Stau și mă gândesc acum în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă aducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer am reușit, rămânând ceva locuri liberi la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață... Se construia un baraj acolo? Da, la Poiana Mărului s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier, lucrul la lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cisme, galerie, atmosfera care era pe acolo. Chiar dacă erați inginer? Da, bineînțeles. Trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare. Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren. Nu, am fost pe teren. Toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani, am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii cam pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia. N-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când... Vă atrăgea atenția. Nea Ilie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus... Domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră. Cine e Ilie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evanghelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Ilie... Pe vremea lui Ceaușescu? Da, sigur era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuseră 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în ruine acolo am stat. Am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple, te invit la o seară de evanghelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost ce să fac eu la voi la Pocăiți. Dar fiind cu părul alb mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus, bine mâine Ilie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă. Mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun vecinul, măi George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus, hai să mergem împreună, dacă am făcut certe lucruri împreună, hai să mergi cu tine la biserica Pocăiților din Turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la Turnul Ruieni.
eram obișnuit cu Biserica Ortodoxă. N-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în Biserica Ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitatea. Am intrat înăuntru și așa, nu vitralii, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a sculat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Era destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului și m-a așezat... Și sunt scaune în biserică. M-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu pocăiții. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa, nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga, să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară. O, da? Da, și... Cântați cântări de la Cenaclul Flagra? Da, deci folk am cântat mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da. Și... Dar Vânăgutuie? Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, în tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Și uite ce frumos să cânt în biserică la pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj... Să nu mă întrebați ce. Dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea. Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, nu aveam vocabular acesta, dar ceva se întâmpla în mine. Vorbea exact pe frecvența... Da, la ascultarea Evangheliei și... Așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul... Nu l-ați întrebat pe Nea Ilie, i-ai spus ceva despre mine? Nu. Ce am vrut să vă spun, la terminare, păstorul de la Turnul Ruieni, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost. Am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Luieni, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi, Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu păstorul ăsta care a fost la voi, păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta? Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru două zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor. Eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropii așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele mi-a spus, da, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu. I-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH-ului, erau un kilometru până în sat, să-l iau pe fratele, să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul în popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, facem o țără aerisire în casă, că zic, n-am, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost
impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean... Dar pregătirea cu mâncare, soția n-a zis da, nimic? Nu. Deci, bine, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit a doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. A venit, m-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie, aveam o locuință destul de mare acolo în organizarea de șantier, ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășie atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus, măi Camile, te văd, deci stăm cu școală. O să spun la fratele Enu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus, bine frate, Jeanel. Nu să vii la noi la pocăiți, da, nu să te regimentezi. Nu, doar că m-a provocat să citesc Biblia. Excelent. Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evangelizări. Mi-a oferit frații de la turnul Enu Biblie la sfârșitul celei de-a doua serie de evangelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza. Până ați ajuns la Deuteronom. Nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveții, iară serviciu, muncă, colegi, distracție. Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat, începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia. Da, fratele... Este mai ușor de înțeles. Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Rue, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93-94, a venit din nou serile de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu acum la Ilie Pocăitul și a spus, Nea Ilie, când mai aveți evanghelizare iarna asta? Să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea. A venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare, m-am dus acum și m-am așezat acolo pe același loc, colegul n-a mai venit cu mine. A spus, bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în... Soția? N-a fost curioasă? Poftim? Soția, n-a fost curioasă? Nu, soția nu. Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mă cunoaște fratele Jean, dar anul trecut, zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta? Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era așa, avea un parpalac pe el, a venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul și l-a pus și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu amvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus, bine ai venit, domnule inginer, te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas... Sec, așa. Da. Nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum, Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus, Camil, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi, după ce s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu. Și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa, măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte, ai citit Biblia, te-am întrebat și în biserică, păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze, și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, a început un curs de catecheză la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catecheză la Biserica Ghețimani, singur. Mă suiam în mașină de dimineață, mergeam la catecheză, după ce se termina catecheza, oră jumate... Cursurile acestea sunt pentru cei începători. De fapt, abecedarul credinței, da.
Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doar aveam o agendă și toate puneam tot felul de întrebări pe care le puneam foarte la catecheză. Foarte bine. Așa, mă știa deja, mă cunoștea, că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus: fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte, să intrați în legământ cu Domnul, să te așteptați la botez? Erau 2 săptămâni până în data aceea. Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu facă și botezul? Am fost 70 de oameni care am făcut catecheza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa la... și la catecheză, și la botez, și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin... Da, dragostea cel mai mult se răcește. Da. Și a fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice, pentru că noaptea mă tot gândeam, ce să fac? Mă, să mă duc pe calea aceasta. Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa... nu știam ce să fac. Pe... lângă Ilie Pocăitu, o să pună și pe Camil Pocăitu. Da. Dar în final, Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalei 94, am fost îmbrăcat în haine albe. A fost un lucru foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când a auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul Rien și a fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut un păcat pe care ea nu știe ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea multe atunci. Din Biblie... Deci ideea e că se pocăiesc cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave. Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului... am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică. Pentru cei care nu știu, la biserică de pocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos. Amin, amin. Dar la maturitate, deci nu copii mici. Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâinii, așa cum se obișnuiește, fratele Busioc m-a văzut că parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat, pentru prima dată îmi spunea: frate Camile, ce idee ești așa? Zic: frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciu de botez, că am văzut multe familii în apa botezului, soț-soție, zic, eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu m-au prea înțeles. Și atunci fratele Busioc mi-a spus o vorbă așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa: frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat frumoasă să mă rog. Vorbă. Da. M-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu 2 copii, un băiat și o fată. Dumnezeu și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalelor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitu, care nu o să uit, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică veneam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnau Zaharia a trecut la cele ferice în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus: frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta?
Hai, da, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e o biserică mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni. Aveam două familii care se botezaseră și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș. Și fratele Zahăre a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele două familii care a fost dispusă să ofere casa pentru începutul acesta de lucrare. Și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor-ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8, așa, 7-8 frați, ei cu copii, dar am rămas credincioși, chemări și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, eu imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugos, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început, chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă, membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucurase așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat. M-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugos. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat. Apoi, ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză. Da, dar da. Au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce ați sfătui? Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări. De exemplu? Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care... Vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în anturajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți ingineri. Eram 40 de ingineri acolo. Din toată suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica. Și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petrece și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor. Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie,
dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-I caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut preț în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când îmbrăcat în haine albă Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evangelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor scumpărați și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă Tine, lângă cuvântul Tău și în ziua când Tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus să cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru, constructor. Toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe Cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-L și tu și roagă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.